Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 20 mai, în ziua trecerii dintr-un semn zodiacal în altul, ești fermecătoare, prietenoasă și ai maniere plăcute, culegând roadele naturii tale care atrage. Flexibilă, originală și sociabilă, ești dotată cu o imaginație dezvoltată ești un gânditor creativ cu temperament artistic ce te poate face să lucrezi armonios cu mâinile și creierul. Spiritul artistic al taurului este completat de flexibilitatea fizică și mentală a gemenilor. Sociabilă și veselă, ești mult mai rapidă și mai dispusă să răspunzi oamenilor și situațiilor decât mulți alți reprezentanței semnului. Ești maximalistă prin natura ta. Ești îngrijorată de obiectul interesului tău tu în mod absolut nu-ți poți restrânge sentimentele și experiențele, ai nevoie, prin toate mijloacele să ia saburi, mai mult, tu nu ești interesată să te exprimi în gol, energia ta neîngrădită trebuie să se reverse asupra celor din jurul tău, pentru studierea sau, cu alte cuvinte, testarea vieții, îți supui gândurile și ideile la o analiză riguroasă, Binecuvântarea abilității de analiză nu poate fi decât invidiată. Poate că ai păstra percepția asupra lumii în conștiință, dar fiziologia ta necesită o expresie mai largă. Uneori ceilalți pot avea impresia că tu cauți divertisment, temându-te de plictisală. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, seninătate, dragoste de natură și frumusețe, putere creativă, temeinicie. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabile la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și pentru abilitatea de găti. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a folosi resursele și forța de muncă ale altor persoane și de a fi generoasă. Fiind de născută în ultima zi a semnului Zodiac Altaur, te confrunți cu influența puternică a semnului ulterior, Gemeni. Prin urmare, nu ești doar fină și artistică, ca mulți tauri, dar și flexibil și schimbătoare, ca gemenii, poți fi extrem de atrăgătoare și fermecătoare, este plăcut să se comunice cu tine, ai maniere minunate, ești originală și destul de puternică, și aceasta este și influența semnului gemeni, deschisă, extrovertită, înzestrată cu imaginație bogată. Ești creativă și gânditoare în același timp, poți fi un artizan bun și om de artă, ești foarte deschisă pentru lumea exterioară și extrem de sensibilă, mai receptivă decât orice altă taur, deoarece ești extrem de cinstit în declarațiile și acțiunile tale, pur și simplu nu poți avea timp să explorezi mai adânc, totuși, acest moment este extrem de important pentru evoluția ta spirituală și morală poți fi adesea învinuită pentru atitudinea superficială față de viață, dar această taxă este într-adevăr nefondată. Aceste reproșuri sunt în mod evident nedrepte, adevărul este că sfera de interese a te este prea extinsă, iar eficiența eforturilor este excesiv de ridicată. Acesta este motivul pentru care îndoielile apar în sinceritatea și profunzimea abordării tale față de anumite probleme. Tu obișnuiești să plănuiești să călătorești și nu numai călătorile în străinătate, ci mai ales plimbările obișnuite în afara casei. Cu toate acestea, nervozitatea excesivă, cu care uneori pleci la drum, se poate transforma într-o gravă defalcare psihologică. În esență, ești un entuziast de neegalat, dar rămâi extrem de critică față de natură. Tu te distingi nu numai printr-o minte plină de viață, ci și printr-un temperament înliniștit și, prin urmare, ești supusă frecvent stărilor anxioase. Probabil ar trebui să înveți două lecții importante pentru tine. În primul rând, ar fi frumos să oprești periodic acel motor intern, ceea ce te determină să faci pentru aproape orice motiv un viraj, și în al doilea rând, este de dorită din când în când să te uiți spre tine din ochi al cuiva. Greu nu-i așa? Dacă vei fi capabilă să urmezi aceste sfaturi, vei reuși să mergi în mod adecvat pe calea evoluției. În caz contrar, poți fi condamnată să suferi de agitație nesfârșită, dorințe neîmplinite, iluzii și speranțe sparte. Caracteristica ta principală este că reușești să treci de la un proiect la al altul într-un ritm uitor. Tu nu înveți repede un subiect obișnuit, dar preferi să te lași de el și să te îndrepți spre cunoștințe noi. Credința ta poate fi formulată după cum urmează, gustul vieții este în diversitatea ei, cu toate acestea, cel mai mare succes este obținut dacă te vei dedica doar unui singur proiect sau discipline, realizându-ți pe deplin talentele și abilitățile, te distingi față de alții nativi din tauri prin astfel de trăsături speciale, dependență, farmec și stare de spirit. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 20 mai soartata? Ai un suflet larg deschis cu toate emoțiile expuse în afară. Îți poți dedica tot timpul muncii tale iubite, oferindu-i toată puterea ta mentală și fizică. Tot ceea ce simți acum, tu anunți public, fără sentimentele și emoțiile tale, tu nu poți trăi un minut, toate intențiile și problemele tale, în cele mai mici detalii, devin imediat cunoscute de public, fiecare dintre acțiunile tale, chiar deja realizate sau doar în curs de dezvoltare, sunt supuse unei pregătiri complete, ale căror rezultate sunt făcute cunoscute tuturor. Poate că ai dori să-ți păstrezi gândurile în secret, dar nu pot fi supuse voinței tale. Tu ai un obicei de a te distra de alții, de divertismentul lor, pentru a risipi plictisala, deoarece nu poți petrece timp în tăcere. Aceste lucruri nu poate decât să provoace o reacție negativă de la obiectul ridiculizării tale, ca urmare a faptului că cercul prietenilor tăi este actualizat periodic. Tu nu consideri că este necesar să atenuezi atacurile tale ascuțite și să consideri judecata ta ca fiind suficientă de adevărată pentru o bază a afirmațiilor tale. În practică, nu te gândești niciodată înainte de a-ți exprima părerea cu privire la orice chestiune, ceea ce nu-ți oferă posibilitatea de a te opri și de a-ți realiza intențiile și dorințele adevărate ar trebui să-ți explorezi mai bine propria personalitate și profunzimea sufletului tău. Poate că judeci prea superficial despre tot ce este în jurul tău și ar trebui să te uiți puțin mai adânc. În multe direcții îți poți da seama că nu ți-ai realizat încă scopul în această viață, deși poți reuși să faci toate acestea fără prea multe dificultăți. Tu iubești să vizitezi diferite țări, să întâlnești oamenii noi și să experimentezi noi senzații. Dar hiperactivitatea ta, care se învecinează cu isteria, te poate duce la epuizare nervoasă. Uneori poți fi chinuită de anxietate și îndoieli secrete, care îți sufletul noaptea, când ești lăsată singură cu tine însăți. Apoi devine clară pentru tine inutilitatea eforturilor tale zadarnice, iar scopul real al vieții tale pierde orice semnificație. Monotonia este în detrimentul spiritului tău creativ și al imaginației inepuizabile. Deși, dacă vei acorda atenție unui singur proiect, cel mai promițător, vei reuși și îți vei atinge obiectivele. Dragoste și compatibilitate Ești un partener pasional, senzual și entuziast. Deși intimitatea fizică nu-ți provoacă complicații, din punct de vedere emoțional, poți părea inaccesibilă vrei iubire și stabilitatea vieții de familie, dar în același timp depui eforturi pentru libertate și independență pentru a-ți realiza propriile vise. Cele mai bune uniuni -uni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, Relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu rămâi maximalistă chiar și la maturitate. Ceea ce bești și ceea ce consideri interesant atrage cea mai mare atenție și putere. Cu toate acestea, zona ta de interes este atât de largă încât adeseori ești acuzată că ești prea superficială și nu în zadar, ești interesată de prea mulți oameni, Renunți prea des și ți dispersezi atenția. Este dificil pentru tine să te limitezi, ești obișnuită să-ți erați emoțiile, și cu siguranță ai nevoie de martori. Studiul tău asupra vieții și a mediului seamănă cu un test nesfârșit, ale cărui rezultate sunt analizate cu atenție. Plictisala este cel mai rău lucru pentru tine, ești în stare să mergi mai degrabă în căutare de divertismentă decât să te lași plictisită câteodată tu îi percepi pe alții ca actori, a căror sarcină este să te distreze, ceea ce nu este foarte măgulitor pentru cei care sunt aproape de tine. Ai capacități deosebite în arhitectură, muzică, literatură, sănătate și boli. Stabilitatea este cuvântul cheie atunci când vine vorba de prevenirea sănătății tale, dansul, iubirea obișnuită. Părinții sau exercițiile fizice contribuie la menținerea unei activități normale de viață. În plus, o anumită pace a minții aduce un sentiment de responsabilitate pentru familie. Aceasta se umple cu semnificație specială a existenței atunci când nu te poți controla. Medicamentele, tranquilizante, somnifere, pot fi recomandate de medicare mediu temporar pentru sedare dar în niciun caz nu trebuie să recurgi la tratament pe termen lung cu astfel de medicamente. Cu precauție extremă ar trebui să fie abordate orice fel de droguri psihotrope. În ceea ce privește dieta, abuzezi de multe ori cu gustări rapide în timpul alergării, astfel încât te trebuie să monitorizezi cu siguranță starea ta gastro intestinală și să nu uiți de aportul regulat de vitamine pe care nu-l primești cu un astfel de mod rapid de a mânca. Destinul și norocul Ești o visătoare cu o imaginație bogată. Ai o natură romantică, foarte emoțională. Te simți bine în natură, întotdeauna înconjurată de prieteni și admiratori. În viață, ești peste tot însoțită de succes și de noroc. Căsătoria este de obicei fericită. Casa este un castron plin, confortabil și luxos. Sfaturi pentru tine. Trebuie să te studiezi mai bine, acordând atenție nu doar straturilor superficiale ale personalității tale, observă mai atent felul în care trăiești, meditează, găsește-ți punctul forte și menține-l, oprește din când în când motorul, limitează-te uneori la sarcini obișnuite atunci când este posibil. Termine de făcut ceea ce te privește pe tine. Aruncarea forțelor fără sfârșit înseamnă a nu realiza nimic în cele din urmă. Trebuie să-ți conte de faptul că un adevărat succes pentru tine este posibil doar cu concentrarea de plină asupra unui subiect și a unei dorințe. Fii capabilă să te uiți la tine și nu fii îngrozită dacă nu-ți place această imagine. Realizează adevărata esență a naturii tale care este baza percepției tale asupra lumii, ce cadouri ți se potrivesc, o femeie misterioasă și senzoană ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult, tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu acești prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.